Eu sunt Virgil Andronescu și cum s-a zis mai devreme, m-a scris și o câte poezie, azi una, apoi mâine alta, alaltă e runa, și așa, câte o carte din când în când. Mulțumesc frumos! Mulțumim pentru informații. Cu mare drag. Am să citesc și o poezie acum. Dacă îmi dorești, îți mulțumesc. Poezia face parte din volumul Evitații și Căderi și a fost publicată zilele astea în nivel manucultural cu ocazia împlinirii 100 de ani, a 100 de ani de la nașterea lui Marin Breda. Un fel de moromete și de idee se numește poezia. Din darul și mila Domnului am mai trăit până acum. Sau poate că din iubire reciprocă. Am încercat să ies în pragul vieții, să trăiesc în pragul acestei lumi și de fiecare dată am devenit moromete. Fără premeditări, fără îndoială, un fel de moromete. Trăiesc retras în miezlea sufletului, pentru că necontenit, viața a fost trântită, mi-a fost trântită în față ușa sorții de către viața care voia o viață fără mine. Și știu cum este fără ea. Cu deasila nu se poate nimic, nici măcar ieșit unui prispă, nici trăitul între afară și înăuntru. De atunci, bărăbiturile pe trag de viață, vânt tutun și gândim, gândim și vânt tutun, și iar vânt tutun și iar gândim, gândim și vânt tutun. Nu numai celui vinovat, ci și omenirea și sufletul primitorului pragul privorului său, unde rămas am trăind, gândind la praguri și la uși închise, și la toate semnele de întrebare, din mine, din voi și la toate mirările noastre. Mulțumesc frumos!